Urmează știrile din sport. Șase la 1 pentru seniorii de la Unirea Fotbal. Penultima etapă a campionatului județean a adus încă o victorie pentru echipa de seniori de la fotbal după ce au învins pe cei de la Glentoran Carani. Penultima etapă pentru seniorii de la Unirea Fotbal s-a disputat acasă contra echipei din Carani. Chiar dacă au deja siguranța promovării, băieții lui Căprărescu nu s-au culcat pe ureche. Ne-am îndeplinit obiectivul care l-am avut la începutul campionatului. Toți băieții sunt foarte mulțumiți și mergem să vedem acum ce vom face la divizia D, unde vrem să promovăm și acolo mai departe. Suntem mulțumiți că am putut ajuta la promovarea echipei în eșalonul al patrulea. Vom încerca să ne menținem în divizia D și dacă s-ar putea să și promovăm din primul an, primul sezon. Am trecut prin mai multe promovări, dar cum a fost anul ăsta greu de promovare, unde ne-am bătut cu mulți copii tineri din St. Nicolae Mare. Avem copii care vin de la grupa de 94, 95, 96, unde nu sunt suficient de pregătiți și de dorniți să joace fotbal. Ei vin doar că joacă la St. Nicolae pe sub numele unde jucăm la Unirea St. Nicolae Mare fotbal. Prima repriză a fost dominată efectiv de alb-albaștrii St. Nicolaului, care până la pauză au înscris numai puțin de 4 goluri, fără a lăsa echipa adversă să se apropie de poartă. În a doua repriză, oaspeții au reușit să marcheze odată, iar Unirea a mai atacat cu succes de 2 ori poarta Caraniului. Scorul final 6-1 nu a putut decât să bucure atât echipa cât și antrenorul, ba chiar între clubul sportiv. Băieții se simt extraordinar și eu sunt un antrenor împlinit, sunt foarte bucuros, poate nici nu știu să-mi exprim bucuria, pentru că pe parcursul întregului an am fost tensionat atât eu cât și băieții ca să realizăm acest obiectiv și mă bucur din suflet că am putut să realizăm asta din primul an. Eu cred că avem echipă și într-adevăr au arătat băieții că suntem o echipă cu adevărat, pentru că nu e puțin lucru să urmărim de pe locul 2, promovarea timp de un campionat și jumătate. Dar știți cum e la fotbal, echipa cea mai bună, echipa cea mai bine organizată, echipa care își dorește foarte mult, reușește să promoveze. Și astăzi am reușit să obținem acel vis. Acum un an de zile, când am plecat la drum în ceea ce înseamnă fotbal la St. Nicolae, mi-am dorit foarte mult să reușesc o promovare, să rămânem cu toții în istoria fotbalului din St. Nicolae Mare, pentru că la urmă urmei rămân doar acele rezultate vizibile și clare. Noi am reușit astăzi, împreună cu staful tehnic, împreună cu primăria, împreună cu jucătorii, să facem un lucru minunat, să promovăm. Și pentru că acest sezon înseamnă promovare, primarul Dănuț Groz a ținut o mică festivitate de premiere pe stadionul Gheorghe Biaș. Jucătorii au primit medalii și laude bine meritate de altfel. Dacă în urmă cu un an de zile am luat o decizie destul de curajoasă, în sensul în care am renunțat la echipa din divizia C, și aici am avut două motive, pe de o parte cheltuielile foarte mari și pe de altă parte că tinerii din St. Nicolae nu ajungeau să joace în această echipă, am început de jos, am pus bazele unei echipe de tineri din St. Nicolae Mare în urmă cu un an de zile și se pare că după foarte multă muncă, pe parcursul unui an de zile, am reușit performanța să promovăm din județ în divizia D. Una dintre marile mele dezamăgiri este faptul că foarte puțin oameni vin la stadion, chiar dacă am pus jocurile în ziua de duminică, este o zi liberă, vedeți și dumneavoastră, este plăcut afară. Oamenii sunt probabil preocupați cu alte probleme, dar o să încercăm de viitor să punem accent pe forma asta de organizare, să încercăm să atragem mai mulți spectatori. Meci de excepție jucat între Unirea Old Boys și Poli 2 duminica trecută. Poli 2, echipa de studenți din Timișoara, a jucat inclusiv cu doctorul, kinetoterapeutul și masiorul echipei mari, făcând din acest meci un adevărat spectacol. Old Boys înscriu încă o victorie. De această dată, echipa locală a jucat acasă, împotriva celor de la Poli 2, un meci restant, să zic ei, care încheie sezonul. În prima repriză a fost mai greu pentru noi, ne-am desprins puțin pe tabelă. Nu au fost dificultăți, meciul a decurs frumos, fără evenimente nedorite sau așa, am jucat un handbal curat și noi și ei și până la urmă s-a văzut cine a fost cel mai bun, am câștigat. Meciul a fost dificil la început, dar am preluat conducerea și cu mobilizarea al tuturor jucătorilor am reușit să conducem meciul de la început până la sfârșit. Să dominăm și
fără probleme, fără incidente majore. Deci noi suntem mulțumiți de ceea ce a fost astăzi în teren. Antrenorul echipei de studenți, cum este intitulată, domnul Sorin Sărândan, declară că meciul a fost bun, având în vedere componența echipei din acel moment. Nu știu dacă a fost un meci senzațional, oricum a fost un meci de angajament în care ambele echipe și-au dorit să câștige. Noi suntem o echipă de amatori, o echipă de studenți și pe lângă studenți și altceva. Doctorul de la echipa mare, masiorul de la echipa mare, organizatorul de competiții, absolut toată lumea joacă handbal de plăcere. A fost un meci bun. Noi jucăm de divertisment până la urmă, pentru plăcerea jocului. Având în vedere că sunt și câțiva jucători de la echipa mare care nu prind echipa, sunt foarte mulți studenți de la Politehnică. A fost un meci, zic eu, în limitele normale, fără durități, dar juca handbal. Prima repriză a venit cu un elan deosebit din partea celor de la Old Boys, reușind să treacă destul de bine de adversari. Până la pauză, scorul a rămas la 6 puncte diferență în favoarea localnicilor. A doua repriză a însemnat o concentrare mai mare din partea oaspeților. Până la finele meciului s-au apropiat vertiginos de scorul celor de la Old Boys. În cele din urmă, meciul a fost câștigat de Old Boys cu 3 puncte în fața oaspeților. Seniorii de la Unirea Fotbal s-au calificat la finala Cupei României pe județ în urma victoriei împotriva celor de la Unirea Cernăteaz. Finala se va disputa astăzi împotriva echipei din Lugoj, recent promovată în Divizia C. Unirea s-a calificat în finala Cupei României pe județ după ce a disputat semifinala cu Unirea Cernăteaz săptămâna aceasta. Băieții au dat dovadă de mare caracter. De ce spun asta? Pentru că am avut în 9 zile 5 jocuri. Și am reușit să-i rotesc în așa fel încât să am o echipă pregătită din punct de vedere fizic, să fie aptă pentru meciul de astăzi. Și nu toată lumea a văzut că, de fapt, la ora jocului a fost o căldură extrem de mare, a fost și asta un impediment, dar nu atât de mare pentru noi cât a fost pentru adversar. Eu zic că am făcut un meci foarte bun, 4-0 la pauză, a doua repriză am lăsat puțin motoarele, glumeam chiar pe bancă și spuneam că ne-am lăsat puțin din golul și pentru finală. Sper să reușim să luăm și finala, în istoria clubului nu s-a întâmplat asta. Ne-am bucurat să fim noi primii cei care am fi câștigătorii finalei pe județ. Dar oricum eu zic că meritul este în totalitate al băieților pentru că am ajuns aici. În prima repriză, sunt miclăușenii de la Unirea au condus detașat meciul marcând de 4 ori până la pauză. Cea de-a doua repriză a meciului a dus echipei din Cernăteaz un gol, fără nicio schimbare însă la scorul albalbaștrilor. Am venit încrezător că putem face o figură frumoasă aici la Sinicola. Am ajuns până aici, pentru noi este un rezultat foarte bun. Din păcate, astăzi nu ne-am prezentat așa cum a trebuit. Am pierdut, fără drept de apel, la scorul spune multe, 4-1. Felicit echipa gazdă, le urez succes sâmbătă în finala, probabil cu cei de la Lugoj sau, mă rog, Real Dracșina. Și ce pot să spun? Condițiile foarte bune de joc, vestiarele foarte bune, renovate, am rămas foarte încântat de ce am văzut aici. Îmi pare rău că azi nu ne-a ieșit jocul așa cum ne-am dorit noi, dar ce să facem, mergem înainte, încrezător în viitorul campionat la Divizia D. Finala Cupei României pe județ se va disputa astăzi la ora 6:30 împotriva unui adversar care a promovat recent în Divizia C și anume Lugojul. Urmărim principalele titluri ale acestei ediții. În urma câștigării celui de-al doilea mandat, primarul Dănuț Groza a ținut să mulțumească cetățenilor printr-un spectacol organizat în fața primăriei. Afacerile transfrontaliere sunt promițătoare. Oameni de afaceri din Italia și Germania au venit în vizită la Sân Nicolau. A venit vremea florilor de vară. Panseluțele din oraș au fost înlocuite cu gazanii. A venit vacanța, copiii școlilor generale și elevii de liceu au finalizat încă un an de studiu. Pentru a sărbători cum se cuvine, elevii din clasa a treia au dansat și au cântat la serbarea de sfârșit de an. Bacalaureatul continuă, săptămâna aceasta a avut loc evaluarea competențelor digitale. Încă o victorie pentru seniorii de la Unirea Fotbal, oaspeții din Carani au fost învinși la 5 goluri diferență. Unirea Old Boys au făcut un meci admirabil cu Poli 2 duminica trecută. Unirea s-a calificat la finala Cupei României pe județ în urma victoriei cu Unirea Cernăteaz. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile STV. Urmează emisiunea Sân Nicolau azi. Rămâneți alături de noi. La revedere!